Salutare tuturor și bine v-am regăsit! E un moment istoric pentru că ne-ați cerut și am făcut rost de Volkswagen Arteon. Și așa arată, este o mașină spectaculoasă din orice unghi ai privi-o. Este o mașină cu un Volkswagen n-am mai desenat până acum. Este o mașină cu un aspect agresiv, sportiv, în același timp, fără să dea în extrema cealaltă, în kitsch. Este o mașină care, deși se bazează și are destul de multe puncte în comun cu Volkswagen Passat, nu prea seamănă. Iar partea frontală este cea care atrage cel mai tare, pentru că avem o capotă lungă și care coboară destul de mult înspre faruri, iar farul e împărțit în două. Sunt două bucăți aici, despărțite de această bucată cromată, unde sunt și luminile de zi și arată spectaculos. Și asta e fain la LED-uri și de asta le așteptăm de ceva vreme, pentru că uite cât de mic trebuie să fie farul ca să lumineze la fel de bine. O grilă cromată împărțită în mai multe straturi, crom de jur împrejur și un plastic negru lucios aici care arată foarte bine și se vede cât de joasă este mașina asta. Sigla Volkswagen aici îmbrăcată în sticlă, pentru că acolo cred că se ascunde și radarul pentru cruise control adaptiv, iarăși niște muchii ascuțite care pleacă dinspre parbriz și face ca mașina asta să pară mai joasă, mai lată decât este de fapt, niște trucuri de design folosite așa cum trebuie. Ne mutăm în lateral, unde vedem iarăși o bucată de crom aici, unde scrie și Airline, iar mașina asta se vede de aici, din lateral, evident, cât este de joasă. Este un coupé și se vede asta, iarăși foarte interesant și specific cupeurilor, ușile fără rame, la fel și pentru ușa din spate, dar o să ajungem acolo imediat. Iarăși vreau să vedeți câte muște s-au adunat aici pe mașină, cred că din cauza culorii, iarăși câte muchi ascuțite pleacă dintr-un capăt și ajung în celelalte, la fel și jos aici, iarăși crom pe nivelul ăsta de echipare în partea de jos și jante pe 19 inci cu un balon mic, anvelope Pirelli P0 care sunt foarte bune, oferă o aderență foarte bună, indiferent că vorbim de ploaie sau de asfalt uscat. Hai să ne suim în spate, iarăși și ușa din spate nu are ramă, deschidere largă, mi-este ușor să ajung înăuntru. Loc mai mult decât suficient la picioare, iar scaunul din față este reglat pentru mine, așa cum o să vedeți și în test. Mai mult de o palmă lungime ca distanța la genunchi. Bancheta este confortabilă, însă dacă mă las într-o poziție firească, ating cu capul în partea de sus aici stânga și va trebui să mă las un pic mai jos, să stau un pic cocoșat ca să stau confortabil. Nu este spațiul din Passat, dar ce vrei, asta e viața de coupé. Mașina e luată pentru șofer, nu pentru pasageri. Am și încălzire în scaune. De fapt, încălzire în banchetă aici pe partea din spate, însă am și inclusiv o priză de 220 aici și o priză de 12V plus port USB ca să mă încarc telefonul repede. Hai să vedem și vizibilitatea. Evident, geamurile sunt mai mici, însă vizibilitatea este bună pentru că privirea mea nu trece de înălțimea geamurilor, însă trebuie să fiu atent atunci când mă dau jos, pentru că cei care nu sunt obișnuiți cu această mașină vor da un pic cu capul la început, dar trebuie să te apleci și să ieși din mașină. Hai să vedem și portbagajul și partea din spate. Iarăși aici este o linie diferită de ce ne-a obișnuit până acum Volkswagen. Stopurile sunt destul de înguste și continuă până pe lateralul mașinii. Sigla Volkswagen și aici Arteon. Scris mare ca să vezi, senzori de parcare. Evident, iarăși o bandă cromată aici. Și aceste evacuări sunt și pe partea cealaltă, sunt de fapt false. Da, dacă și Mercedes face asta. Și îmi place acest eleron dintr-un plastic lucios. Haionul este electric. Uitați ce telescoape folosește, însă nu cred că era nevoie de electric. Ai putea să debifezi această opțiune fără probleme. Portbagajul este imens, este foarte mare. Avem aici geanta noastră cu scule, doi rucsaci, o cutie de dronă și încă mai este loc acolo în spate. Foarte mult loc. Câteva spații de depozitare care pot fi delimitate ușor cu tot felul de accesorii. Am inclusiv un cârlig ca să agăți niște plase cu cumpărături. Se strâng acolo frumos. Haionul se închide de aici. Și așa arată Volkswagen Arteon la exterior. Ne place foarte tare. Hai să vedem dacă ne place la fel de mult și cum se conduce. Marian,
arată-le cheia. Momentul pe care îl așteptăm cu toții, cheia care nu mai este briceag, bravo cheia Volkswagen. Nebriceag. Nebriceag, cu trei butoane cu ea descuiat și un haion care este acționat electric integral și văd acolo că avem și încălcare wireless. Da, o să vorbim despre mai încolo. Piciorul pe frână, start, stop. Cutia să fie în parcare ca să pleci, așa. A pornit, n-am simțit nimic. Pus cutia în drive și plecat, gata. Și gata. Viteză de croazieră, s-a lăsat liniște. Și în momentul ăsta navigăm cu un Volkswagen Arteon cu motor de 2 litri diesel, care nu are nicio legătură cu niciun alt diesel pe care l-am condus până acum de la Volkswagen, trebuie să spunem pe asta, și o cutie automată, într-un setup care face mașina asta absolut genială. Deși nu mi-e foarte clar unde s-o pun exact, mașina este peste așteptări, de fapt în afara așteptărilor referitoare la un Volkswagen obișnuit. Hai să explicăm de unde vine chestia asta. Păi, în primul rând, hai să ne uităm pe fișa de specificații, unde avem un motor de 2 litri diesel TDI, clasic, pe care îl iubim atât de mult și mai că i-am făcut și altare în biserică. Bineînțeles, se știe. Catedrala Mântuirii Neamului e construită pentru TDI-uri, când ne-au pus țara în mișcare. Whatever. Oricum și preoților de la Bor le place cu TDI. Sau CDI. Da. Mai puțin DCI și în niciun caz TCE. TDI să fie. 2.0 TDI. DCI-ul de pe Sandero. 2.0 TDI de cât, Marian? 240 de cai putere, 500 Nm cuplu. Mai zi o dată asta, dar zi mai tare, Marian. 500. 200. Un firțic. 240 de cai putere dintr-un diesel de 2 litri, ceea ce mi se pare aproape ireal. Ireal, da. Adică te gândești de multă vreme spuma spumelor, șoua la crem, savarina motoarelor diesel era motorul de 2 litri, 170 și un pic de cai putere. Da, dar mi-e iată că acum a venit cu amandina asta de 240 de cai putere. Așadar, 2.0 TDI de 240 de cai putere. Ireal. Exact. Și mergem la 50 de km pe oră în treapta 5-a de viteză la 1100 de ture. Treapta 6-a e dat acum. Pentru că are cuplu, aia 500 de newton de care spuneai tu. Și vorbeam noi mai devreme că există motoare în portofoliul grupului de 3 litri diesel cu putere de numai... Vreo 210 cai putere era... Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Da, dar acolo există o explicație. Audi probabil nu vrea să experimenteze. Eu mă gândesc că motorul ăsta e un experiment pentru viitorul mărcii. Așa. În sensul că vor să scape de motoarele de 3 litri. Le cântăm prohodul? Diesel. Da, s-ar putea să existe varianta asta. Și okay. Atunci dacă ai nevoie de extra cuplu sau extra putere, să combini motorul ăsta cu un motor electric. Dacă Volvo a putut să elimine toate motoarele mai mari de 2 litri, probabil că o va face și Volkswagen, iar acest motor se califică. Eu am condus mașina asta în ultimele zile, iar cei 2 litri nu simți, nu știi ce motor ai acolo, nu te interesează, pur și simplu ai putere aproape nelimitată. Oricând, da. Și nu simți că este un motor ridicol de putere. Gândește care puterea lui GTI. Da. Dar fără să simți vreun moment că e... Nu știu, există riscul ăla să mergi peste limite și să faci vreo prostie, că nu asta. Exact. Vreau. Deși conducem un Volkswagen Arteon R-Line, nu este un Arteon R. Nu cred că există încă unul. Și nu cred că ai vrea să faci sport cu un Arteon de 2.0 TDI, 240 de cai putere, deși ai putea să o faci. Pentru că eu m-am încumetat și am alergat mașina pe niște serpentine. Era noapte târziu, întuneric și am întârziat spre casă. Și oricum, peste viteza legală nu puteam să merg pe acolo. Știi că mai nou a apărut varianta de ocolire pe la Comarnic, pe acolo. Mașina alergă foarte fain. Alergă, poți să mergi tare cu ea, nu sportiv, că faci, nu vrea asta. Nu sportiv, dar poți să faci viteză. Și mașina face viteză foarte fain și nu rupe însă aderența. Adică dacă vrei să pleci de pe loc, asta e tot ce vei simți. Adică te trage înainte, simți cuplu, simți puterea mașinii, o simți în gât că te trage, îți trage capul înapoi. Dar nu face asta brusc. Nu o face brutal. Și asta mi se pare că nu se simte. 500 de Nm cuplu pentru câtă putere e, nu mi se pare un cuplu fenomenal de mare. Dar vreau să testăm și frânele cu ocazia asta. Da, da, da. Puterea e dată liniar până la 4500 de ture. Cred că motorul putea fi turat mai mult, dar cu siguranță a oprit asta. Adică normal că poate fi turat mai mult, dar poate fi turat mai mult în siguranță. Dar e un motor care
nu te ia niciodată prin surprindere, nu îți rupe aderența nici când de segheu care schimbă foarte repede, nu rupe aderența. Adică eu am încercat chestia asta. Am trecut-o că avem mai multe moduri. Dacă dai moduri, ai eco, confort, normal, sport și individual. Dacă dai pe sport, se întărește un pic suspensia, cutia schimbă mult mai repede, un pic mai repede, volanul se întărește un pic și se mai îmbunătățesc niște chestii. Inclusiv aerul condiționat trece pe normal. Nu pe sport. Engine sound on. Exact, sunt niște chestii pe care le obții la sport. Însă, dacă o să pleci de pe loc până la viteză legală, să vezi că doar a doua smucește un pic și mi se pare un pic artificial. E genul ăla de smucitură de care chiar putea fi rezolvată fără probleme de cutie. Da, nu știu dacă e neapărat artificial, dar când te gândești că mașina asta schimbă mai repede decât ai clipi vitezele, exact, mai repede decât schimbi tu, gândește că ea smucește când schimbi tu pe manual, dacă ai o cutie manuală și schimbi repede. Dar minte la o cutie care schimbă în sub 200 de milisecunde. Adică Hai ca roșu. Gata. Și gata. Mai există un motiv pentru care nu rupe aderența. Formotion. Da. Volkswagen a pus pe mașina asta un show de tehnologie. Cel mai bun motor diesel de 2 litri pe care l-a făcut vreodată. Cel mai puternic, poate. Nu e cel mai bun. Mai e răbdare. De 2 litri? Da. Ok, cel mai potent în cazul ăsta. Mie mi se pare și foarte rapid. Nu cu să H-urile, adică, come on. Ok. Pompeduze. Da. PD-urile. Pompeduze, adică lasă de referere. Da, da. Glumesc, desigur. Așadar, cel mai bun motor, cel mai puternic motor pe care l-au avut pe 2 litri până acum, o cutie extrem de rafinată, pe o suspensie foarte fain echilibrată, o mașină super smooth și 4Motion. Și stai și te gândești, ce ți-ar mai trebui de la o mașină de clasa asta în zilele noastre? Păi tehnologia ai deja înăuntru. Consumul e ok. Vorba lui Hagi. Dacă tehnologie, eu mă simt bine în mașină. Practic i-au schimbat mai multe viteze, noi i-au schimbat mai puține. 7 trepte. Astea toate? Da. 7 trepte. Fantastic. Mașina se așează foarte bine pe acest DN1 ușor de nivelat. Se simte foarte ok. Este bine insonorizată, deși cred că Passat-ul e idee mai silențios pentru că aici știi că nu avem ramelele. Exact. Avem un coupe care însă din experiența mea, așa cum îl simți acum, rămâne la fel de silențios până la viteze mari de autostradă și peste. Este foarte bine insonorizată mașina, toate geamurile sunt tratate și față de un Passat mie îmi place mai mult pentru că este mai joasă. Aici apare diferența importantă. Dacă te uiți la mașina asta ca la o alternativă la Passat, pentru că asta o să faci, oricât de mult am fugit de chestia asta, te vei uita la un Arteon ca alternativă la un Passat. Dar este o alternativă mult mai costisitoare. Și mai tehnologizată. Adică nu cred că omul și mai rafinată. Mai tehnologizată e o idee, nu cu mult. Mai rafinată s-ar putea să nu simți diferența, nu cu un TDI. Am mers recent cu un amic care și-a luat un Passat cu tot ce se putea pune pe el. Și stau și mă gândesc la senzația pe care am avut-o mașina aia versus mașina asta. Diferențele nu sunt extraordinare. Aia părea un pic mai spațioasă, părea mai mare, dar nu radical mai mare. Știi? Și dar totuși, diferența de gabarit se simte. Mașina asta este un pic mai compactă, un pic mai joasă. Mă uit deasupra frezei tale că până la trapă mai sunt doar câteva degete. Așadar, ai o mașină mai aerodinamică. Și încă n-am revenit la exterior, pentru că la exterior este cu totul altă mașină. Arată okay, într-un mare fel. A început să se conducă singură. Și peste toate chestiile astea este pregătită să devină autonom. Mai e un pic, e un lane assist, dar intenția nu era. Uite de câte secunde deja am luat mâna de pe volan. Exact. Deci doar cu lane assist și cu tempomatul adaptiv de pe ea, ține viteza față de mașina din față și distanța, da? Viteza și distanța, frânează și accelerează față de cel din față și ține banda. Ce putea să vrei mai mult? Așa am testat-o și noaptea și la viteze mari. Merge sus de tot. Ține banda la viteze mari. Mai eu virez, adică eu accelerez. Păi da, dar trebuie să-i setezi viteza de croazieră. Uite, și acum a virat. Takeover steering. După un minut ți-a adus aminte că trebuie să te trezești, da. Pentru că mașina asta este în stare ca în cazul în care tu ai luat mâna de pe volan, vine, cetinește frumos și se oprește pe banda 1. Da, dacă ți se face rău sau simte că ceva nu e în regulă, se retrage pe banda de... Și aprinde avariile și se oprește și te-a lăsat acolo. Eu am întâlnit o dată povestea asta cu un cetățean care nu se simțea bine, era într-un Touareg
Și se oprise pe marginea drumului și... Da, uite, ai putut să experimentezi conducerea autonomă pe o mașină de volum. Că totuși Volkswagen... Mașină de volum, dar prețul... E de premium. Acolo. Dar hai să vorbim un pic despre interior. Hai să vorbim. Așadar, senzația de la interior este de un Volkswagen cu de toate. În nivelul ăsta de echipare pe Airline nu s-a abuzat de aluminiu și de lemn, deși sunt convins că o poți face, să faci interiorul să arate premium. Așa cum este, arată curat, elegant, dar simplu, în manieră Volkswagen. În afară de bordul ăsta așa feliat, grila asta care vine de la un capăt la celălalt și ceasul, apropo, ceasul care arată foarte fain acolo sus. Doar că ai ceas aici, aici și aici. Dar și la mână. Și la mână, da, exact. Mie îmi place, mie îmi convine. Ceasul de acolo a ajuns să obișnuiești cu el. O să-ți fugă repede ochii la el, pentru că e mai mare. Și aici pe ecran s-a mai putut întâmpla și alte lucruri. Sistemul multimedia, am tot vorbit despre el, este excelent. Nimic de reproșat cu de toate. O să vorbim despre el în review-uri dedicate, dar tot ce trebuie să reții acum este că e un ecran mare cu touch, care suportă inclusiv gesturi, există inclusiv opțiuni cu gesturi și îți poți conecta orice fel de telefon la el, Android sau iPhone. Însă, la fel de spectaculos, nu mă satur să mă uit de fiecare dată la Active Info Display. Bordul din Volkswagen în momentul ăsta este wow. Da, e spectaculos Active Info Display. Nu este un must have, dar este o tehnologie foarte interesantă. Și ajungi să uiți că acolo de fapt este un ecran digital, atât de bine este afișată informația. Într-adevăr. Și poți să schimbi din, cum am acum de exemplu, să scrie acolo iPhone Marian Orange, să pot să dau să-mi scrie altceva, de exemplu, pot să schimb în views și să trec pe gear and speed ca să văd mai mare viteza și treapta de viteză în care sunt, consumption and range, pentru informații de... O mulțime de opțiuni. Și nu uita de opțiunea aia cu navigația, în care poți să pui pur și simplu harta acolo în mijloc. Da, se vede spectaculos, dar nu te poți orienta cu harta acolo. Am încercat să mă folosesc de harta de acolo. E bine să știu unde Eu ești. Eu am reușit. Poți să o faci și mai mare, micșorezi ceasurile și mărești harta din mijloc. Să vezi informații de muzică luate direct din Spotify de pe telefon și de aici pot să dau play. Adică e bine că iei ochii de aici și o chestie care îmi place foarte tare și sper să rămână așa, apropo de informații digitale, faptul că comenzile pentru climă sunt în continuare aici, așa cum le știi de la Golf 6 încoace. Volkswagen l-a ascultat pe Marian și a pus tot ce înseamnă comenzi de climatizare. De aici am setez temperatura, dau în stânga, e mai cald, mai rece, în dreapta e mai cald, aici reglez nivelul de ventilație și aici pot să umblu și la clima la tine și de aici știu că primul buton este pentru încălzire în scaune. Totul este în ordine și n-am mers cu mașina asta decât o jumătate de oră. Ok. Uite de la Audi, de exemplu, Audi A8, interiorul arată spectaculos, dar sunt atât de multe ecrane acolo încât trebuie să plătești pe cineva în plus ca să vină la tine mașina să-ți regleze temperatura. Dar pentru că ai Audi A8, îți permiți asta. Eu nu o să-mi permit asta dacă mi-au vreodată un Ardoan. Ok. Bine, dar o să comentez eu la ce se întâmplă de desubt. O treabă care mi-a plăcut foarte tare este că Volkswagen oferă opțiunea de a-ți încărca telefonul wireless. Problema știi care e? A. Trebuie neapărat să le zici să nu-ți pună mufa aia USB lângă, că nu-ți încape niciun telefon. Da. Nu încape niciun telefon wireless acolo. Uite, ia încercă cu iPhone-ul 7, care este de dimensiunea lui iPhone 8. S-ar putea ca să fie gândită pentru iPhone 8, pentru că altfel... A, nu. Nici măcar ăla. Deci tu gândește-te, nu încape un S8, S8 Plus, Note 8, S7, 7 Edge. Nu încape niciun telefon pe care eu îl știu cu încărcare wireless în spațiul ăla de acolo din cauza mufei USB. Ai o mufă USB în cotieră, aia de acolo trebuie să le zici, nu-mi puneți USB-ul ăla că nu-mi încape telefonul. Tehnologia de încărcare wireless însă există. E bine că există. Dar e bine că există. Mare atenție însă, ai o ușiță care închide. Nu spune telefonul la încărcat cu ușița închisă. Încărcarea wireless generează căldură. Și nu vrei să supraîncălzești iPhone-ul sau telefonul la încărcat. Scuză-mă că intervin, mi-am adus aminte, Apple Watch se încarcă wireless. Da, s-ar putea să fie. Nou, ăsta încape, da. Da, ok. Așadar, multimedia foarte fain, comenzile de climatizare excelente, ergonomie foarte bună, un mic minus acolo la încărcarea wireless dacă ai telefon wireless, stickul schimbătorului, ca de obicei, ocupă o bucată întreagă din consola centrală, așa cum lui Marian îi place, dar mie nu. Nu neapărat îmi place, mi-ar plăcea să fie ca la Ferrari, dar să ai dână și să apeși pe butoane direct.
Ok, mă rog, să depășim momentul. Și mai lipsesc câteva opțiuni, cum ar fi, spre exemplu, parcarea asistată pe care l-aș fi pus pentru începători pe mașina asta. Dar dacă vrei să faci, dacă vrei să o faci extra full, că este doar full acum cu piele. Da, extra full fără extra full cu alcantara. Două scaune airline, apropo, dar ajunge și la ele. Două cup holdere, frână de parcare automată și auto hold, un mic spațiu de depozitare aici pentru cheie. Și o priză de 12V unde, prin generozitatea celor de la Volkswagen, a apărut un CarFi de la Huawei, prin care ai Wi-Fi în toată mașina și poți să dai Wi-Fi și în sistemul multimedia pentru aplicații și așa mai departe. O cotieră generoasă, cu USB și intrare auxiliară, cum ziceam, în care încape tot ce vrei să-ți bagi acolo, și spații bune de depozitare și ușă. Ergonomia exemplară. Inclusiv torpedo este generos și am două sloturi de carduri SD și depozitare aici pentru alte chestii, iar aici cred că este pentru, da, e pentru răcire. Da. Așadar, nu ai ce să-i reproșezi. Poți să-ți pui aici ochelarii de soare și o chestie pe care am observat-o pe lângă trapă și așa mai departe, mi-au apărut niște butoane aici, butonul de SOS, care e activ, sun la 112, poți să sun la service dacă apăși pe cheie și informații. Deci sunt niște chestii, iar microfoanele din mașină sunt bine optimizate astfel încât dacă vorbești la telefon, toți și din mașină pot intra în conversație. Practic poți să-ți faci ședințele de consiliu în Arteon. Abia e ceva la care mă gândeam de mulți ani. Hai să vorbim de scaune. Da, sunt scaune Ergo Comfort, parcă. Printre cele mai bune din industrie. Mi-a fost foarte ușor să găsesc poziția ideală la volan. Mi-a plăcut să vină un pic volanul mai mult spre mine, dar stau într-o poziție confortabilă. Și uite că șezutul scaunului vine până aproape de baza genunchiului, la mine cel puțin. Da. Deci e foarte ușor să-mi găsesc o poziție bună, corectă și sănătoasă la volan. Este un echilibru foarte fin între sportivitate și confort în mașina asta, pe care mașina îl atinge fără probleme. Chiar dacă scaunele acestea sunt airline, adică se duc spre sport, rămân suficient de confortabile la drum lung. Și am mers la drum lung, adică se duc la Brașov zilele astea, poți să cuantifici la drumuri lungi, că se stă pe drum. Locurile din spate, de asemenea, suficient de generoase, prindere ISOFIX. Cum stai? Stai bine? Cel mai bine. Cel mai bine? Asta este o chestie importantă. Mie mi-au adormit fetele în mașină și știm că asta este un criteriu de selecție. Suspensiile sunt... Da, mașina e foarte confortabilă, chiar și pe niște jante mari. Dacă vrei să accentuezi senzația de confort, recomandarea noastră este să cobori spre 17 inci, mai ales iarna. Anvelopele astea au avut de suferit pe niște denivelări. Noaptea, dacă conduci, nu ai cum să nu e măcar o gaură pe drumurile patriei. Și știi cum se aude? Bum! În caroserie, ai senzația că ai făcut pană. Eu m-am dat jos și mi-am verificat roata după o gaură de genul ăsta. Suspensiile foarte bune, dar jante mari cu anvelope cu balon mic. Însă, în nivelul ăsta de echipare, cu anvelopele astea pe zero, mașina este extrem de manevrabilă, neașteptat de manevrabilă. Și cu spațiul ăla generos din portbagaj, e o mașină care vine cu de toate. Și cu toate astea... Cu toate astea... Ia zi. Mă uit la preț. Până la preț, Marian, până la preț. Așa, zi. Hai să zicem că nu te stresează prețul. Cu toate astea, care este senzația pe care ți-o lasă mașina? Că din momentul în care am parcat-o și mă dau jos din ea, uit că am venit cu ea. Senzația asta îmi lasă. Mi se pare că îi lipsește ceva, dar nu... E prea discretă? Nu știu dacă e discretă, că nu vrea să fie asta. Te uiți la design și o așezi lângă Passat și îți dai seama că nu vrea să fie discretă deloc. Dar îi lipsește ceva și nu știu ce. E ca Heidi Klum, care știi că e frumoasă, dar după ce te uiți la ea... Uite, îmi zici de Heidi Klum, o știu, o cunosc, dar mă gândesc cum arată. Dar știi că e frumoasă. Da, dar știu că e frumoasă, înțelegi? Cam așa și cu mașina asta. Bă, poate asta e discreția poate germană. Să, nu știu, poate, da. Poate trebuie să mergem noi mai mult timp cu ea, nu știu, sau... Eu, în ultimele zile, am încercat să intru în feeling-ul de Arteon și te prinde, să știi. E o mașină bună, chiar și de drum lung, fără probleme, la dimensiunile astea. Pentru asta e făcută, da. Da, exact, este un tourer foarte fain. Și este coupé, arată bine, poți să mergi oriunde cu ea. Și deși este coupé, are editat mai spațiu în portbagaj datorită hatchback-ului. Dar deviem de la discuție. Nu ne putem lămuri despre ce este Volkswagen Arteon. Pentru că are de toate, pentru toată lumea, este în stare să înlocuiască mai multe mașini din gamă. Este un show de tehnologie, este cu de toate, dar la sfârșitul zilei, dacă mai pune să aleg între ea și orice altceva, dacă n-aș avea limite de buget, aș alege-o. Dar dacă aș fi limitat de buget, ce m-ar ține să dau bani în plus pentru Arteon față de un Passat? În și aia este o mașină poate mai corectă, că plătești mai puțin pe ea decât pe Arteon,
Dar nu, dar nu e la fel de nou ca asta. Da, nu e la fel de nou. Dar, de exemplu, mașina asta pe care o testăm noi cu motorul ăsta BTDI costă, cu tot ce vedeți pe ea în momentul ăsta, vreo 51.000 de euro. Și se mai putea pune. Și se mai putea pune. La aceeași bani te uiți la S90 în echiparea Momentum, tot diesel. Sau dacă vrei un model de volum cu pretenții premium, da, mai e și Mondeo Vignale, care cel puțin la interior pare mai bine desenat. Și nici ăla nu duce lipsă, da, de tehnologie. Da, ăla duce lipsă de dinamism. Da, dar dacă te uiți la o mașină din clasa și asta... Și e mai mare, dar e mai mare, da, Mondeo față de asta. Dacă te uiți la clasa asta și la genul ăsta de mașină diesel pentru dinamism, înseamnă că te uiți în locul greșit. Atunci, dacă vrem să mergem pe logica asta, acel Passat full, full, extra full de care spuneam, cu care am mers, cu și mai multe opțiuni, venea la banii acestui Arteon. Da. Arteon este într-adevăr o mașină spectaculoasă, arată foarte bine și îți poți face un Arteon decent undeva la 40.000 de euro și atunci nu mai e rău. Aici sunt niște chestii în plus de care n-ai nevoie. Și deja în segmentul ăsta ajungi să te uiți, ok, îmi iau Arteon sau un A4, Audi sau un BMW seria 3. Că de fapt el acolo se luptă. Adevărata țintă pentru Arteon sunt consumatorii, cumpărătorii de mașini premium din zona asta, de ce clas? Seria 3 sau Audi A4. Eu cred că este Arteonul are ambiții de zonă premium și la capitolul dotări le bate în zona, în aceeași zonă de preț. Dar rămâne, clar, un Volkswagen și rămâne decizia fiecărui utilizator dacă este dispus să pună atât de multe opțiuni ca să-și facă un Arteon premium și la sfârșitul zilei să se uite, ok, a meritat investiția față de un Audi, un BMW sau un Mercedes. Chipzuință, dacă vrei o mașină cel puțin la fel de confortabilă, cel puțin la fel de ergonomică, cel puțin la fel de reușită, Passatul este opțiunea chip logică, opțiunea, da, financiară mai bună. Dacă nu vrei să ai aceeași mașină cu alți 10.000 de navetiști care au Passat ca mașină de serviciu și vrei să te distanțezi de ei, vrei un Volkswagen pentru tine, atunci Arteon merită, însă nu să-l duci la 51.000 de euro, cum e cazul mașinii astea. Sunt companii unde mașina, cum se zice, the car of choice, este Volkswagen. Brandul pe care îl poți alege este Volkswagen și dacă de la companie trebuie să alegi un Volkswagen cu de toate, cele mai multe opțiuni pe mașină completă le poți pune pe un Passat. Însă, un Passat nu va arăta niciodată atât de bine ca Arteonul ăsta. Așa. Și trebuie să spunem că le-a ieșit. Și le-a ieșit. Arteonul este cel mai frumos Volkswagen din istorie. Nu cred că, nu știu un Volkswagen mai frumos ca Arteonul. Mă, mie Scirocco mi-a plăcut. Când a apărut, da. Dar chiar ce s-a mai întâmplat cu Scirocco? S-a dus, gata. Cred că i-a oprit sau urmează să-i oprească producția. Depinde când te uiți la acest test. Da. Una peste alta, Volkswagen Arteon, încă o dată, cel mai frumos Volkswagen și ăsta este un criteriu, din punctul meu de vedere, suficient să-l alegi în dauna unui Passat, dacă vrei, și un concurent foarte serios pentru orice mașină premium din segmentul ăsta. Îți oferă de toate, însă marea lui problemă la sfârșitul zilei este că nu rupe norma nicăieri. Este domestic, este civilizat, este curat și elegant, nu te smucește, nu te rupe, nu te șochează, nu te uimește. Știi pe ce dai banii, punct. Da, e ca la iPhone. Când dai banii, exact, la asta vreau să zic, că iar ajungem la comparația cu iPhone. Doamne, iar compar Volkswagen cu iPhone. Păi, iPhone-ul merge corect și bine de fiecare dată. Nu scrapă aplicațiile cum la asta, nu crapă motorul cutia așa dintr-o dată. Are și ăsta aplicații pe aici. Da, exact. Și uite că am mers pe un drum cu pietri și nu s-a auzit nimic. Dar eu zic că am tras și concluzia, eu zic să ne oprim aici. Și ca de obicei, la final îți amintim, dacă ți-a plăcut mașina din testul nostru, ți-o dorești nouă sau rulată, cu siguranță găsești câteva oferte interesante pe autovid.ro. Și tot pe autovid.ro găsești oferte pentru alte 10.000 de modele. Auto, desigur. Și dacă ți-a plăcut acest test, nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Și până data viitoare,
Numai bine!